Medicii din prima linie nu sunt doar cei care tratează bolnavii de COVID-19, ci și cei de pe ambulanță. Ei sunt primii care ajung la persoanele suspectate că s-au infectat cu noul coronavirus. Unul dintre aceștia este Natalia Bizina, care activează în cadrul Centrului de Asistență Prespitalicească din Raionul Hâncești. Femeia susține că au fost zile în care a ajuns la limita puterilor, dar continuă să lupte pentru a salva vieți. Zilnic, Natalia Bizina face naveta Chișinău-Hâncești pentru a ajunge la muncă. 5 pupi până la Vama Leușeni. Noi deservim foarte multe sate și inclusiv și orașul Hâncești. Medicul de pe ambulanță spune că cel mai greu este nu atât acordarea primului ajutor pacienților cu COVID-19, ci încurajarea lor. Cu așa pacienți noi trebuie să lucrăm nu numai ca medici, dar și ca psihologi. Psihologic e foarte complicat. Sunt multe stări de depresie, sunt multe stări de agitație psihoemoțională. Trebuie să acordi ajutorul medical și trebuie să vorbești cu pacienți. Trebuie să liniștești. Ceea ce o bucură pe Natalia este că ambulanța pe care lucrează a fost procurată recent și este dotată corespunzător. Este pus oximetru. El arată oxigenarea în sânge și pulsul. Avem cervicostate la diferite traumatisme, accidentale, cădere, submersii și diferite mărimi. Avem brancarda care este mobilă și foarte comod de lucrat cu pacientul, mașină înaltă, noi putem să deplasăm, dacă avem resuscitare, putem să deplasăm și la capul pacientului. Totuși, medicul regretă că unii nu conștientizează riscurile infectării cu virusul ucigaș. Pacientul este în stare critică când are insuficiență respiratorie, când el este în depresie respiratorie și el nu poate să respire singur și noi trebuie să dăm o respirație artificială. Pentru asta facem și intubare. Natalia ne-a povestit și despre situații mai puțin obișnuite din activitatea sa. La pacientul fără cunoștință, inconștient, într-un sat. Și am ajuns la locul solicitării, am intrat și acolo aștepta și preotul. Lumânarea prinsă, pacientul încă era în viață și noi am resuscitat-o. Și cam straniu era când noi am intrat, deodată cu preotul și rudele erau pregătite, dar au chemat și ambulanța. Noi am salvat. Angajații din sănătate spun că singura soluție pentru a scăpa de pandemie este vaccinarea. Dar acum au apărut alte posibilitate de protejare și la oameni de rând, vaccinare. Și eu mă gândesc că în timpul de astăzi asta cea mai bună protejare și pentru noi, că noi am început vaccinarea, medicii, lucrătorii medicali, primă linie și pentru oameni. Eu încă nu da să mai vaccinez. Potrivit CNAM-UP, săptămâna trecută peste 17.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.